Dar când făceai ozonoterapia, simțeai vreun efect? Că erau fotbaliști, am vorbit cu fotbaliști de la FCSB care spuneau, domnule, nu simțeam nimic după ce îmi făcea insuflații. Eu când am făcut, într-adevăr, a doua zi după ce făceam, mă simțeam prost. Dar după era ok. Ah. Și făceam cu două zile înainte de meci chestia asta. Cu două zile înainte de meci. Da. Uh-huh. Nu poți să ne spui unde ai făcut. E un secret. Nu pot că... E simpatic. Da, doctorul de acolo l-aș pune într-o situație... A, da? Păi, dar e permis, nu? E, insuflațiile rectale sunt permise. A, da, rectale, da. Păi da. Tu ai făcut altceva sau ce? Am făcut altceva. A, serios? Da. A, da, da. În venă? În venă, da. E mult mai ok, dar... Da, da, da. Fac mulți chestia asta. Cu siguranță fac mulți și nu... Ok, dar un singur lucru te întreb, afară sau aici? În țară. Da, nu te mai întreb, că e clar că nu vrei să spui, dar... Da, nu e ceva wow, adică și din punct de vedere al sănătății e ok să faci, să faci chestia da, asta, dar... Da, dar știi că nu e permis. Da, e doping. Da. Este, da. Deci, practic, tocmai ne-ai spus că în țară te-ai dopat undeva. Da.